Salutare cu bună dimineața! Haideți să băgăm! Astăzi avem antrenamentul lui Ronaldo. Să-ți dăm drumul la treabă, începem cu energie maximă. Așa că fiți alături de noi, pentru că astăzi o să vedeți cel mai tare video rutina lui Ronaldo timp de 24 de ore. Am ajuns la sală, mergem acum să ne antrenăm ca Ronaldo. Ronaldo are sala acasă, dar noi trebuie să mergem undeva unde e o locație pentru a face un antrenament cum trebuie, ca Ronaldo. Așa că începem ziua în forță, mergem să facem antrenamentul acum. Bineînțeles, începem cu alergare. Ronaldo începe dimineața cu niște alergări de încălzire, după aceea crește intensitatea și se duce și la niște sprinturi și după aia terminăm tare, tare de tot. Avem 2 ore de antrenament fizic dimineața. Am găsit foarte bine acum să mergem să facem exercițiile de la sala de forță. Începem cu primul exercițiu, în care lucrăm croitorul și partea cea mai importantă a șutului, da? În momentul în care duci piciorul și pendulezi foarte rapid, același lucru poți să-l faci și aici, să duci piciorul rapid, cu o greutate mică, și aici poți să lucrezi și pe un picior, la fel și pe celălalt. Da, important este să lucrezi exploziv, pentru că exact de asta ai nevoie tu la fotbal, de explozie. Nu să lucrezi să ai masă musculară foarte mare. Masa musculară trebuie să fie utilă, trebuie să te ajute pe tine cât mai mult în teren. Așa că Ronaldo asta face. Am început dimineața exact cum o începe și Ronaldo, adică cu un antrenament de forță dimineața în putere. Am lucrat pentru partea din față, acum o să mergem să lucrăm pentru partea din spate, cea posterioară, da? Este extrem de important pentru fotbaliști partea din spate, pentru că asta te ajută la împingere, la sprinturi și chiar la șuturi. Nu trebuie să lucrezi neapărat cu o greutate foarte mare și să te duci să te fii bodybuilder. Important este, repet, la fel, să faci un antrenament pentru fotbalist, să lucrezi pentru fotbal de fiecare dată. Bun, și aici Ronaldo face ca la primul exercițiu, undeva în jur de 4 serii ori 10 repetări. Acum începem cu niște exerciții pliometrice pe care Ronaldo le face foarte, foarte mult, și adică săriturile, da? Avem aici cât mai exploziv și încercăm să ne ducem cât mai mult în sus. De aceea Ronaldo are și detenta pe care o are, chiar mai bună decât un basketbalist din NBA, care este mediu. Ce poți face pentru echilibru? Dacă ai o minge bostul de genul acesta, poți să faci joc de glezne, stabilizezi, iarăși joc de glezne, sari, stabilizezi, joc de glezne, sari, stabilizezi. Asta o să ajute foarte mult în momentul în care o să sar, de exemplu, la cap și o să aterizezi. O să stabilizeze foarte bine glezna și genunchiul. În momentul în care era la Real Madrid, el folosea T-Rex-uri foarte, foarte mult. Chiar dacă voi nu ați văzut, dacă o să căutați bine pe YouTube, o să găsiți cu siguranță momentul în care folosea și T-Rex-ul, da? Și îl folosea pentru niște exerciții explozive. De genul acesta, hop, hop, împingea foarte mult în picioare, 10 repetări, ori 5 serii, la fel. Acestea sunt, practic, repetările lui standard. De fiecare dată încerca să facă exploziv și niște repetări mai puține, da? Păi, și după antrenamentul de la sală, ce să vă mai zic? A fost un antrenament extrem, extrem de greu. Și o să vedem acum dacă ne ia somnul sau nu. Așa înțeleg stilul de viață al lui Ronaldo, sincer. Dar, ce să zic? Vedem acum dacă ne ia somnul. Stă să ne ia. Ce zici, Cosmin? Ne ia somnul? Trebuie, nu? După un așa antrenament, da.
sunt rupt, cred că o să fac febră musculară. Numai în PR-ul lui Ronaldo nu vreau să fiu. Bine, e obișnuit, dacă faci în fiecare zi, e normal până la urmă. Hai la somn. Și începem cu prima masă a zilei. Și vă prezint așa ce mănâncă Ronaldo. Șuncă, cașcaval, pâine integrală, iaurt cu cereale și, bineînțeles, avem aici sucul de portocale. Ia zi, Bogdane! Arată bine acum? Arată bine farfuria? Uite și ce frumos am aranjat șunca, ce frumos am aranjat cașcavalul, pâinea integrală, da? Să nu te mai aud acum. Așa că trecem mai departe și încercăm să vedem exact dacă este bună sau nu șunca. Și acest cașcaval, ia să vedem. Din pâinea asta, cu semințe, cred că o să mestec 2 săptămâni. Avem antrenamentul de la 10:30 și, bineînțeles, avem o freză corespunzătoare de făcut, dar să nu vă dați cu fixativ în ochi, aveți grijă. Nu știu, cine a mai pățit asta, să comenteze aici mai jos. Ne luăm geanta și mergem pe teren. Este 10:39, ne-am făcut încălzirea și acum o să facem partea care îi place Ronaldo cel mai mult, adică cu mingea. Ronaldo exersează acum finalizarea de pe centru pentru că nu mai are mobilitatea necesară de a juca în părțile laterale și viteza necesară, așa că el se concentrează să dea goluri de pe centru mai mereu. Ronaldo, în momentul în care era la Juventus, avea un antrenament exploziv când trecea printre jaloane în cea mai mare viteză, frâna, iar accelera, așa că asta poți face și tu. Încearcă să faci treaba asta măcar de 2 ori pe săptămână și o să vezi cât de mult se poate îmbunătăți viteza ta. Bine ați venit acasă, domnul Cristiano Ronaldo. Ce Cristiano Ronaldo, că dacă mai fac 2 zile programul ăsta, cred că pot am febră musculară tot timpul. Băieți, eu v-am salutat. Acasă am ajuns, așa că somn. Deci presimt că îți vine o febră. De nu poți să-ți imaginezi. 13-45. Mai vreau să mai dorm. E ca momentul ăla de la școală. Când aveai test sau ceva important și vrei să mai dormi. Mai e la fel la mine. Și cheile aici jos, nici n-am închis ușa. Ne schimbăm, că la 2, Ronaldo mănâncă salată, cred.
Inima și ce mănâncă. Ne uităm pe program și vedem ce mănâncă. După două antrenamente, Ronaldo mănâncă pui și salată. După două antrenamente, când îți vine să mănânci orice, dar nu asta. Asta este. Chiar Evra parcă povestea. Când s-a dus la Ronaldo acasă, după un antrenament, a mâncat salată cu pui și după aia a jucat fotbal, au notat în bazin. Nu era salata. După ce ne-am trezit, ne-am uitat în farfurie să vedem ce mănâncă Ronaldo la ora aceasta. Mănâncă ton cu salată, cu măsline. Da, asta mănâncă după ce a dormit. Ce să zic? Haide să încercăm și noi să vedem. Nu sunt un fan înrăit al salatei cu ton. Dar nu era. Sincer să vă zic, nu este rea. Și pe ziua de astăzi a mai rămas cina, dar cina chiar îmi place. Este somon cu broccoli în unt. Așa că trebuie aștept să gust. Eu nu sunt un fan al broccoli-ului. Ce faci, mă? Oh, salut, Cipi! Ce vom? Ce vom? Forță! Ce zici, mă? Uite, sunt curtat de toată ziua. Da. Ia zi, mă, mai chemăm la provocări, iară. Fii atent, am ceva aici pentru tine. Dă masa asta la o parte. Bă, și facem ceva. Iar facem, mă, provocări în apartament, iar mă pui la flotări, mă pui la genoflexiuni din ala, iar în apartament. Păi fac un video frumos acum eu, sunt 24 de ore ca Ronaldo, viața lui Ronaldo. Și Ronaldo are un program de făcut. Bun. Hai că facem provocări, dar te duc eu într-un loc frumos. Sigur? Da, frate. Te duc eu acum la un loc frumos. Hai că să vezi provocări ce-ți dau în seara asta. Vezi, mă, ce facem, mă, că-ți vine, mă provoacă să mă duc în altă parte. Hai să faci. Hai. Mergem? Mergem. Mergem, da? Ha. Hai de tată. Ești sigur? Da, da. Bine. Cum să fii sigur, nu eu? Că nu mai fac flotări aici, în apartament. Hai să vedem unde vrea să mergem. Hai. Ia zi, dragușe, ce mai ajuns aici, că mai avem puțin și trebuie să dormim, ce trebuie să facem, ce trebuie să facem? Păi, după o zi lungă, cum are Cristiano, cu trezire la 5, cu antrenamente grele, cu de toate, trebuie să vină și o recuperare pe măsură. Niște ture de bazin pentru tine. Deci, nu știu cum ai ghicit exact treaba asta, pentru că Ronaldo face la ora, de la ora 10 la ora 11, face bazin și face 40 de bazine. 40, da? O să facem și noi astăzi, dar dacă mai facem astea 40 de bazine, nu cred să mai auziți de la mine vreo 2-3 zile, sincer. 30 cred că e mai bine. Bine, vedem acum, ne băgăm și facem exact ceea ce face și Ronaldo de la ora 10 la 11, înotăm și după aceea o să mergem la somn. Haideți împreună. Bagă Cristiano, recuperare. Ușor, Cristiano. Ce Cristiano? Crezi că dai din picioare de arunci apa sus. Mamă, Cristiano, cum faci tu 40 de bazine după ce faci toată ziua de aici? Azi grăsimea. Se spune cineva că Ronaldo este o bestie, din punct de vedere al antrenamentului, este ceva inuman, chiar este gândesc. Este foarte, foarte greu ceea ce face. Se face aia în fiecare zi, cred că după două zile, zici că mai bine să ia toți banii oricine vrea. Nu mai să nu mai faci programul ăsta. Ce să mai zic? O să vă zic doar că o să dorm foarte, foarte bine.
Este foarte greu ceea ce face el. Credeți-mă că dacă o să încercați măcar o zi, o să vă lămuriți și voi de acest lucru. Este incredibil ce face, sincer. Nu mai pot, sunt extenuat după ziua de astăzi. Dacă este să fac asta în fiecare zi, nu cred că aș reuși. Și în primul rând, din punct de vedere mental, oboseala te doboară, așa că ceea ce face el este inuman și este de pe altă planetă. Așa că bravo lui. Acum, dacă v-a plăcut acest video, vreau să văd suportul vostru și să continuăm seria cu orice fotbalist pe care îl spuneți voi aici mai jos. O să-i aflăm rutina, ce face în 24 de ore și o să vedem dacă se apropie de cea lui Ronaldo. Am așa și eu o idee. Ia zi. Facem rutina lui Traoré. Lui Traoré? Nu mai zic nimic. Ne băgăm la somn și ne vedem data viitoare.